Noi am venit însă cu ideea de a, atâta timp cât mai există bătrâni, am venit cu ideea de a oferi ajutoare sau de a solicita ca fondul german să vină cu un anumit suport umanitar. Și în acest sens am negociat un proiect care l-am estimat la ziua de astăzi în sumă de 40.000 de euro. Deci, sincer vorbind, este un proiect foarte mic comparând cu necesitățile acestor persoane care de fapt se află la această vârstă. Însă, proiectul vine cu câteva tipuri de ajutoare. Deci este vorba despre pachet alimentar. Înțelegem foarte bine că necesitățile bătrânilor este în primul rând pentru a-și menține viața, au nevoie de produse alimentare pentru ca să întindem, ca ei să întindă viața, deci este în primul rând, este nevoie de alimente. Doi, este vorba despre produse igienice. Deci, iarăși va fi special acordate pachete cu produse igienice. O întrebare care a fost foarte pusă în discuție cu accentuată a fost problema sănătății bătrânilor. De aceea, zicem, un alt pachet care va fi acordat pentru acest bătrân este vorba despre medicamente sau chiar și echipament medical. Deci aici poate fi, adică să nu se înțeleagă, spre exemplu, ceva deosebit, dar este vorba de necesități zi de zi pentru aceste persoane. Fie este vorba dacă măsurăm tensiunea arterială și așa mai departe, câteodată aceasta este moment, sau pentru diabet este măsoară. Deci haine, încălțăminte, deci tot este o problemă, dacă să vorbim sincer, pentru că noi vedem astăzi la țară bătrânii primesc o pensie mizeră cei care o au, dar în același timp sunt foarte mulți care nu o au. Și